so tough. And I'm gonna take a trail of the world. I go love you. Salutare tuturor! Astăzi am revenit cu un nou clip. Mă bucur tare mult că ați intrat să-l și vedeți. Pentru că tot a dat gerul peste noi în ultimele zile, pentru că cel puțin în București asta s-a întâmplat, este groaznic de frig. Și din câte am înțeles și am văzut pe vreme, e frig cam în toată țara. M-am gândit să vorbim puțin despre produse hidratante pentru tot și să vă arăt exact ce folosesc eu în perioada asta, de la față, buze, corp, păr, mâini și așa mai departe. Evident, o să începem cu produsele pentru față. Primul lucru de care vreau să vă vorbesc este CeraVe Hydrating Cleanser. Este un gel de curățare hidratant pentru piele normală spre uscată. Eu, oricum, făcând laserul CO2, în perioada aceasta folosesc acest gel de curățare, care este foarte hidratant, curăță foarte bine, dar nu, ca să zic așa, nu scoate nimic din piele, are mare, mare, mare grijă de piele, așa că dacă aveți un ten sensibil, dacă aveți un ten foarte uscat, dacă vi se descoamează tenul, vă recomand acest gel de curățare în această perioadă. De exemplu, în perioada aceasta când este ger, efectiv ger afară, chiar dacă am un ten gras, îmi place să combin, de exemplu, seara la culcare să folosesc gelul de curățare spumant de la CeraVe, cel destinat unui ten mixt gras, și dimineața să-l folosesc pe acesta hidratant. Sau, trebuie să recunosc că am zile când simt nevoia și seara să-l folosesc pe acesta. Demachez foarte bine fața, iar apoi mă spăl o dată sau de două ori dacă simt nevoia cu acest gel hidratant. Mi se pare foarte bun pentru persoanele cu o piele uscată, mi se pare foarte bun în această perioadă pentru că simți cum îți protejează pielea, chiar îți protejează foarte bine pielea. Și data trecută când am făcut laser CO2 nu îl aveam pe acesta și nu l-am folosit, iar acum trebuie să zic că mi se pare că parcă s-a vindecat pielea mai repede folosind și în rest am folosit exact aceleași lucruri pe care le-am folosit și data trecută, pentru că de fapt este o singură cremă care se numește Kela Skin și se folosește după laser. Adică nu prea aveam ce produse să schimb sau să schimb rutina după laserul CO2. Singura diferență a fost că am folosit acest gel de curățare și s-a simțit diferența, adică mi-am făcut luni și astăzi este vineri și deja nu mai am roșață, mai am foarte puțin în unele zone coji care vor cădea, chiar trebuie zilele următoare să-mi fac un scrub, că am voie. Dar după două zile deja purtam BB cream, ceea ce data trecută nu s-a întâmplat și data trecută am fost mult, mult mai mult timp roșie, plus că se negriseră foarte mult cojile. De data aceasta nu am pățit și din câte știu eu a folosit cel puțin aceeași intensitate ca și data trecută. Așa că pot doar să pun acest lucru pe baza, adică această îmbunătățire a vindecării pe baza acestui gel de curățare care într-adevăr a ajutat la vindecarea pielii și cumva a protejat-o în timp ce a ajutat-o să se vindece și să nu se usuce atât de tare, să nu facă coji atât de groase și așa mai departe. Așa că vi-l recomand, mai ales în perioada aceasta și mai ales dacă aveți un ten uscat. Mai departe, vreau să vorbesc despre cremă de față. Crema de față pe care în mod normal o folosesc în această perioadă, nu acum și nu săptămâna aceasta, pentru că, repet, am făcut laser CO2. Dar în perioada aceasta, ca și cremă hidratantă, dimineața folosesc această cremă de la Capodarca. V-am vorbit despre ea pe Instagram de mai multe ori. Și în story v-am arătat-o, după cum se poate vedea, e pe ducă, mai are cam un sfert de borcan. Are un miros foarte plăcut. Este în sistemul de îngrijire Capodarca, pasul numărul 3. Și scrie pe ea grijă zilnică pentru față, gât și decolteu, cu un strat subțire de cremă dimineața și seara și puțin masaj delicat. Pielea este hrănită, hidratată și regenerată.
Mie îmi place să o folosesc dimineața, simt că îmi hidratează suficient pielea, mai ales tenul meu gras. Simt că o hidratează suficient, o lasă foarte catifelată, foarte fină și apoi pot să folosesc SPF, machiaj și toate cele. Repet, nu săptămâna aceasta pentru că am făcut laser CO2, dar iarna și în perioada asta rece am folosit această cremă și folosesc, adică de săptămâna viitoare urmează să o folosesc în continuare, această cremă de la Capodarca și chiar vă recomand. Este bună și pentru un ten normal și pentru un ten uscat. Poate la un ten uscat, acum fiind ger, aș recomanda o cremă poate puțin mai puternică, de exemplu cea de la CeraVe este foarte bună în perioada aceasta, dar pentru un ten normal sau un ten gras este foarte bună această cremă și este suficient de hrănitoare și de hidratantă pentru perioada aceasta. Seara, acest ser de față care este senzațional, este serul de față cu cafea de la Upcircle, îl ador de când l-am luat și de când am început să-l folosesc. Îl folosesc numai seara pentru că este destul, adică e destul de, are o textură uleioasă. Are un miros foarte fresh, cu ușor citric, dar nu total citric, ca să zic așa. Este un ser cu extract de cafea, dacă nu știați, v-am mai povestit despre extractul de cafea. Extractul de cafea pentru ten în produse are ca și beneficii, de exemplu, pentru zona ochilor. Cei de la Upcircle au și o cremă de ochi pe care încă nu mi-am luat-o, dar urmează să mi-o iau, tot cu extract de cafea. Pentru zona ochilor, extractul de cafea iluminează și te scapă de cearcăne. Așa. Apoi, pentru ten, are beneficiul de a te scăpa de pete, de semne post-acneice și de a preveni îmbătrânirea. Cafeaua și extractul de cafea conține foarte mulți antioxidanți, de aceea și îmi place acest produs. Și pe lângă asta, de fiecare dată când îl folosesc, și v-am zis, îl folosesc seara și este ultimul produs pe care îl folosesc pe față, pentru că având textură uleioasă, este bine, e cumva cea mai groasă textură, așa că îl folosesc ultimul și apoi pur și simplu mă duc să mă culc sau mă rog, să mă uit la televizor, ce să citesc, ce vreau eu să fac. Folosesc 3-4 picături și mi-ajunge pentru tot tenul, dar după ce l-aplic, a doua zi de dimineață, am o față așa de, cum să zic, efectiv e luminoasă, e catifelată, super plump, așa, adică sinceră să fiu, îmi vine să stau numai cu mâinile pe față. Știu că acum nu e ok ce fac, că stau cu mâinile pe față și ca să pot să fac chestia asta, o să dezinfectez, că am mai pus mâinile pe aici pe chestii. Îmi vine să stau numai cu mâinile pe față după ce folosesc acest produs seara și l-am tot recomandat și pe Instagram, cum am mai întrebat lumea ce să folosesc seara ca și cremă și așa mai departe, și chiar vi-l recomand, mai ales că având o textură atât de hrănitoare, fiind și uleios, în perioada aceasta când e ger, îți protejează foarte bine tenul. Și având extractul de cafea, aveți și lupta împotriva primelor semne ale îmbătrânirii, așa că puteți să-l folosiți și dacă sunteți, nu știu, pe la un 20 și un pic de ani, dar puteți să-l folosiți și dacă aveți 30 plus 40, pentru că luminează, regenerează tenul foarte bine și mai ales dacă aveți semne post-acneice în sensul de pete, deci tot ce înseamnă de iluminatul și cumva luminozitatea pielii, nu vorbim de gropi, pori dilatați și așa mai departe. Pentru acele lucruri sunt alte produse mai puternice. Vorbim de zona de pete postacneice și semne postacneice. Acest produs este foarte bun. Iar apoi, mască, pentru că în perioada aceasta am încercat să folosesc mai multe măști, tocmai pentru că este frig afară, acest schimb de temperatură pentru ten și inclusiv pentru păr nu este deloc sănătos. Așa că am o mască pe care am tot folosit-o și îmi place foarte mult, este aceasta de la Vitamask. Este Rose Gold Dust Sheet Mask, este o mască hidratantă, vreau să zic hrănitoare, hidratantă. Este și foarte drăguță, că măștile de la Vitamask sunt super, ca să zic așa, instagramabile, au sclipici, sunt super colorate, arată foarte frumos pe față. Eu le zic măști instagramabile tocmai pentru că sunt atât de frumoase încât arăți super drăguț cu ele. Cred că v-am și pus la un moment dat câteva story-uri, nu mai țin minte exact dacă am apucat să pun sau nu, dar o să pun oricum să vedeți. Îmi place foarte, foarte mult aceasta, mi se pare foarte bună tocmai pentru că hidratează foarte bine pielea și
Nu o folosesc foarte des, o folosesc cam de două ori pe săptămână, poate o dată pe săptămână. Nu aș folosi-o mai des, pentru că este destul de hidratantă și nu simt că am chiar așa mare nevoie, dar am simțit nevoia de măști și de un boost de hidratare în ultima perioadă și din punct de vedere mască, pe aceasta am folosit-o. Să trecem la corp. Ziua ce am folosit în ultima perioadă este această cremă de corp de la Rituals. Este cea cu sweet orange și lemn de cedru. Miroase foarte bine. Cremele de la Rituals mi se par foarte spa-ish, așa. Nu pot să zic că până acum am dat de vreo aromă care să nu-mi placă. Nu pot să pun nici degetul pe cea care îmi place cel mai mult, pentru că, sinceră să fiu, toate îmi plac și toate mi se pare că merg cam în aceeași zonă, zona aceasta de spa. Cumva. Un spa luxos, delicat, elegant, cam așa aș descrie mirosurile, dar pe lângă miros, nu știu dacă vedeți și se vede, dar sunt peste jumătate, deci deja se duce și acest tub și am mai avut borcan, pardon, și am mai avut un borcan de la ei pe care l-am folosit, dar era albastru acela. Repet, nu țin minte niciodată lor, pentru că nu pot să zic că e ceva ce să-mi rămână sau că a fost ceva care să-mi rămână foarte mult în minte, dar pot să zic că sunt produse care îmi plac. Îmi plac cum miros, îmi plac cum se simte piele, îmi plac cum hidratează pielea și cum se simte pielea după ce le folosești o perioadă, dar în același timp nu e ca mirosul de cocos sau de vanilie care îmi rămâne în minte și zic, băi, crema aia de corp cu vanilie e cea mai tare, nu e genul ăla. Adică, cel puțin până acum, aș putea să iau oricare dintre cremele de la Rituals și să-mi placă din punct de vedere miros. Adică nu ies cumva foarte mult în evidență, dar nici nu pot să zic că nu-mi plac. Mi-au plăcut toate până acum. Dar, vorbind de crema în sine, este foarte hidratantă, are o textură cumva foarte fină și foarte mătăsoasă, lasă pielea foarte hidratată, nu lasă o peliculă, adică o simți crema acolo, simți că ești hidratat, dar nu poți să zici că te deranjează sau că nu poți să te îmbraci imediat după ce folosești crema de corp. Și pe aceasta o folosesc în timp, pe timpul zilei. Seara. De fapt, nu. Pe burtă. Hai să zicem abdomen acum, că acum aș putea spune că am abdomen. Pe burtă, mă rog, zona abdomenului, trunchi, cum vreți voi să-i spuneți, că tot aia e același lucru, folosesc tummy butter în perioada aceasta. Am avut oricum o perioadă acum, câteva săptămâni, nu știu, două săptămâni, în care pielea a fost foarte uscată în zona aia. Și folosesc tummy butter, dar oricum folosesc tummy butter din alt motiv, pentru că am făcut body tight, trebuie să masez zona. Și ca să-mi fie ușor să masez zona, am nevoie de ceva foarte unsuros. Iar acest tummy butter pentru stretch marks și toate cele și pentru a ajuta pielea să devină mai elastică și să se strângă după naștere sau în timpul nașterii, pentru că acest unt de burtică pentru asta este, pe lângă faptul că miroase absolut incredibil și abia aștept să mai iau un borcanaș, pentru că mi-am, după cum se poate vede, în curând va ajunge la empties. Cred că mai am să folosesc diseară. Da, fix diseară mai am să folosesc și după aia trebuie să îl dau. La revedere, goodbye. Miroase nemaipomenit. Și, în general, produsele de la Palmer's Cocoa Butter Formula miros foarte, foarte bine. Îmi place și uleiul lor de corp și loțiunea de corp și acest tummy butter, toate miros foarte bine. Pe acesta v-am zis, îl folosesc pe burtică pentru că am nevoie să-mi fac și masaj și îmi fac masaj în fiecare dimineață și în fiecare seară, așa că pe acesta îl folosesc în fiecare dimineață și în fiecare seară. Da, seara. Înainte de culcare, în ultima perioadă am folosit acest body butter de la Humans, este cel cu cafea și lemongrass, care din nou miroase atât de bine și se poate vedea că mai am, cred că mai am vreo, poate două săptămâni, cam așa, cred că mai am vreo două săptămâni din el. Îmi place să fac baie în el, ca să zic așa, îmi place să, și mai ales iarna, acum când este mai frig,
Îmi place să iau un unt din acesta de corp care efectiv lasă peliculă de ulei pe piele și să fac baie în el. Așa îmi place să mă culc, să simt uleiul ăla pe mine. Nu știu de ce. Dacă nu folosesc un astfel de unt care se transformă așa în ulei sau care rămâne foarte uleios, folosesc chiar ulei de corp direct. Dar acesta și hidratează foarte bine, miroase foarte bine, v-am mai tot vorbit de el, vi l-am arătat și pe stories, cred că a intrat și în favorite, dacă nu mă înșel. În orice caz, chiar este foarte bun și vi-l recomand. Au și varianta de mousse la el, cei de la Humans. O să vă las link în descriere către ambele variante. Pentru zi, parcă îmi place mai mult varianta mousse, dar pentru seară untul îmi place foarte mult. Și acesta este cumva anticelulitic. Eu nu îl folosesc în varianta de anticelulitic, adică nu acesta este scopul pentru care îl folosesc. Eu îl folosesc pentru că hidratează foarte bine și pentru că miroase senzațional și îmi place senzația aceea uleioasă pe care o lasă după ce îl aplic. Bun, mâini. Am două creme de mâini pe care le tot folosesc. Hai să zicem trei, că tot am și pasta aici. Prima o să vă rog pe aceasta super mică, este de la L'Occitane. Este crema lor de mână clasică cu 20% unt de shea. Când filmez, când o mai țin, o mai iau după mine în geantă, aceasta este. Vedeți, e super mică și mai are foarte puțin în ea. Dar, sinceră să fiu, cele pe care le folosesc cel mai des și pe care le-am folosit în ultima perioadă sunt acestea două. Prima este aceasta de la Dove cu cocos. Miroase, na, a cocos și este pentru... pentru piele uscată. Îmi place că intră destul de repede în piele și nu îți lasă acea peliculă grasă. Știți că mie nu-mi plac acele creme de mâini și cred că v-am mai vorbit de chestia asta. Prefer să mă dau de 7 ori pe zi cu cremă de mâini, că îmi și place, că miroase frumos, îmi simt mâinile hidratate, decât să mă dau o dată, dar să trească să aștept să intre produsul în piele. Nu-mi place chestia asta. Sunt acelea, cred că de la Neutrogena. Într-adevăr, pentru mâini super crăpate, bine, într-o astfel de situație probabil că aș accepta un astfel de produs dacă am nevoie și aș avea mâinile atât de uscate încât să îmi crape pielea, dar în general prefer să mă dau mai des cu un produs decât să fie prea gras. Cel puțin pe zona mâinilor nu-mi place să fie gras, îmi place să intre imediat în piele și doar să rămână pielea catifelată după. Această cremă intră foarte rapid în piele, miroase senzațional, este și accesibilă ca preț, așa că vă recomand pentru perioada aceasta. Mi se pare suficient de mică să intre într-o geantă mai măricică. Dacă aveți gentuțe din acelea mici, gen baghet, nu cred că e o variantă foarte bună, dar pentru în casă este super bună. Și cea de-a doua cremă pe care o țin pe birou în ultima perioadă este aceasta de la Hello Body Good Vibes, este crema lor de mâini hidratantă și îmi place că are și pompiță, adică dozează foarte ușor, cam atâta folosesc și pur și simplu miroase și super bine. N-aș putea să zic exact a ce miroase, doar că miroase foarte bine, intră foarte repede în piele și nu lasă o peliculă grasă, nu este lipicioasă, nimic de genul, chiar e super, super bună și este și cruelty free, este și vegană, este și făcută cu ingrediente naturale, adică este și pe zona aceasta de sustenabilitate și cred că știți că cei de la Hello Body au produse foarte bune, v-am mai vorbit de produsele lor și încă mai folosesc și pe partea de skincare niște produse de la ei. Am tot încercat în ultima perioadă alte produse și n-am mai apucat să mă întorc la celelalte, dar de exemplu chiar cred că aseară am folosit un ser de al lor Renewing Cocos ceva pentru față, foarte hidratant, care îmi place super mult și l-am folosit mult timp și aseară mi-am dat ca să ajute cumva pielea să se regenereze mai repede. Pe partea de păr, o să am un produs pe care vi-l arăt, pe care din păcate, adică nu puteți să luați fix același produs, pentru că produsul eu l-am cumpărat din Tunisia, astă toamnă când am fost acolo. Am vrut ceva pe zona de beauty din
țara respectivă, dar puteți să cumpărați un produs similar din România, nu cred că este o problemă. Ci este vorba despre ulei de argan. Acesta, exact acest produs, ia să vedem dacă focusează așa, este luat din Tunisia. Este pur și simplu un ulei de argan și am început în ultima perioadă să-l folosesc. Pur și simplu îl aplic peste tot lungime și vârf. Nu îl aplic la rădăcină sau nu tot timpul. Dacă îmi simt cumva scalpul mai uscat, atunci îl aplic și la rădăcină. Dar în general nu prea îl aplic la rădăcină, dar lungime și vârf pentru a proteja și pentru a hrăni foarte bine părul. Acum iarna, îmi place să îl aplic și îl aplic cu o seară înainte, dacă eu de obicei mă spăl pe cap dimineața, nu prea îmi place să mă spăl seara și să mă culc coafată, cumva simt că pierd ziua de coafat, gen I lose a good hair day, ca să zic așa. Ok, dacă am un eveniment, pot să mă coafez fix înainte de eveniment, dacă am un eveniment în seara respectivă. Dar, în general, mă spăl pe cap dimineața. Mă trezesc, mă duc la sală și mă spăl pe cap. Așa că, cu o seară înainte, aplic uleiul de argan pe lungime și pe vârfuri. Îmi prind părul într-un coc frumos. Fie aplic ceva, un fel de, cum se zice, bonetă din aceea pe cap, în așa fel încât să nu murdăresc perna, fie aplic un prosop pe pernă și dorm pe acel prosop. Una dintre aceste două variante. Am niște bonete haioase din material, sunt super haioase. Sau să dormiți chiar cu acea capă de, nu capă, cum naiba se numește, un shower cap. Știți la ce mă refer. Chestia din plastic de duș. Dar bine ar fi să fie din material în așa fel încât totuși să respire pielea capului și părul vostru. Sau pur și simplu v-am zis, puneți un prosop pe pernă. A doua zi pur și simplu mă trezesc, mă spăl pe cap normal și aia este. Faptul că aplici un ulei de păr, îl peste noapte, firul de păr are timp să își tragă toate cele pe care, de care are nevoie din uleiul respectiv. Poate să nu trebuie să fie neapărat ulei de argan. Uleiul de argan este recunoscut pentru a face, în general, femeilor din zona aceasta mai arabă, un păr foarte frumos și foarte lucios și puternic. Și am zis că dacă tot acum sunt brunetă, pot să folosesc ulei de argan. Dar n-are absolut nicio legătură cu culoarea părului, vă dați seama. Este vorba de cum hrănește firul de păr. Puteți să folosiți și ulei de migdale, puteți să folosiți și ulei de cocos. Uleiul de argan este teoretic mai recunoscut pentru îngrijirea părului. Și de aceea am și zis, ok, hai să vedem ce ulei de păr folosesc tunisiencele și să folosesc și eu. La fel în Maroc veți găsi foarte mult ulei de argan. Puteți să folosiți și ulei de măsline, depinde. Ideea este să fie un ulei foarte hrănitor, așa mai gras. După care aș vrea să vă prezint masca de păr pe care eu o folosesc acum în ultima perioadă, pentru că este foarte hidratantă și mi se pare că îmi lasă părul foarte moale și cu senzația asta de păr foarte sănătos, adică nici prea hidratat, dar nici uscat, nu știu cum să zic, adică din nou aș spune chestia de plump, dar nu e un termen corect pentru firul de păr. Și este vorba despre masca Metal Detox. Folosesc și șamponul Metal Detox, dar partea hidratantă a rutinei este evident masca. Metal Detox este și procedeul, cum să-i zic, protocolul, așa, protocolul pe care Sorin l-a tot folosit în ultima perioadă, mai ales când mi-a făcut acest baliaj. Ce face este că nu scoate metalele din firul de păr, pentru că prin apă apar, adică vin și se depun în firul de păr tot felul de metale care cumva îți strică culoarea părului. Și atunci Metal Detox și Gamma Metal Detox și protocolul folosit în salon în timpul vopsirii, dar și produsele folosite după aceea acasă, îți mențin o culoare cât mai fidelă și cât mai frumoasă. Cred că ați observat că mai ales blondul are tendința să oxideze, să se îngălbenească. Ei, asta se întâmplă din cauza metalelor în general, plus altele, evident, dar metalele sunt cele responsabile pentru acest lucru
Și Metal Detox-ul îți menține acea culoare cât mai fidelă culorii inițiale pe care ai obținut-o în salon. Dar pe lângă faptul că îți menține culoarea și arată foarte bine, îți și lasă firul de păr foarte hidratat și foarte sănătos și îl îngrijește cu adevărat. Și mai mult din acest motiv voiam să vă vorbesc despre mască, pentru că, sincer să fiu, puteți să nu fiți vopsite și să folosiți această mască, pentru că nu o să vă pară rău, chiar îți lasă părul foarte, foarte fin și plăcut la atingere, se descurcă foarte ușor, se aranjează foarte frumos, adică nu e uscat deloc, 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 deloc. Și încă un ulei de păr pe care îl folosesc în general după coafat și apoi zilnic este Elixirul Timp de la Kerastase, este uleiul de păr pe care îl folosesc de foarte mult timp. Se poate vedea, deja l-am consumat atât și mai am doar atât. Este a treia sau a patra sticlă pe care o folosesc. O pompiță este ultra suficientă pentru a-mi hrăni întregul păr. Îmi place să aplic pentru că unul la mână, în momentul în care aplici ulei de păr, chiar și după coafat, adică după coafat cumințește totul foarte bine și dă acel luciu foarte frumos, iar apoi în fiecare zi, mai ales în această perioadă, se așează așa un strat protector pe firul de păr și nu lasă apa din păr să iasă, că în general când îi se deshidratează părul sau începe să se frizeze este pentru că unul la mână iese apa din firul de păr și doi la mână se ridică cuticula și de aceea se frizează și își pierde din luciu. În momentul în care folosești constant, bine, și prin coafare, automat se așează cuticula, de aceea dacă tragem părul la perie, are mai mult luciu decât dacă îl uscăm pur și simplu așa cu fenul, pentru că prin acel coafat se așează și reușim să așezăm frumos cuticula prin, practic, prin căldură modelăm keratina din firul de păr. Iar în momentul în care venim și aplicăm ulei, menținem cuticula acolo așezată și nu o lăsăm să se ridice și să iasă apa din firul de păr. De aceea, practic, uleiul, pe lângă faptul că îi dă luciu, îi dă luciu prin faptul că, am zis faptul că de 7 ori. Uleiul de păr îi dă luciu prin faptul că nu lasă cuticula să se ridice și să iasă apa și rămâne totul frumos și lucios și cum ar trebui să fie. Așa că vă recomand să folosiți un ulei de păr. Eu recomand uleiul de păr și vara și folosesc ulei de păr și vara, dar mai ales în această perioadă și când avem acest schimb de temperatură cald-rece, 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 pentru că asta ne terorizează părul, credeți-mă. Chiar dacă vi se pare că nu, ne terorizează foarte tare părul și de asemenea un sfat este să purtați căciuli. Știu că nu este cel mai fashionable lucru și nu ne vine tot timpul să purtăm căciuli, dar vă protejează părul. Sau măcar să-l împletiți și să-l băgați cumva în geacă sau în fular, măcar vârfurile și lungimea să fie protejate de frig, pentru că părul chiar suferă. Adică, deși nu pare, frigul ne deteriorează foarte tare firul de păr. Un lucru foarte important, nu dați cu ulei de păr și apoi cu placă peste sau cu ondulator, pentru că o să vă prăjiți părul efectiv. Uleiul de păr este ultimul care se aplică pe firul de păr, este pentru finisare, pentru acel strat de protecție de care vă vorbeam. Coafați după ce vă spălați pe cap, folosiți înainte protecție termică, produse leave-in care hidratează, care eu nu prea folosesc. Sincer, adică nu am ceva hidratant, ce am eu este pentru să nu se rupă părul, este ceva de la Redken, dar hidratant nu am și am zis că, de fapt aș fi putut să-l arăt și pe acela, dar cumva am zis că vă arăt produsele hidratante din rutina mea. Bun, și am ajuns la ultimele produse, două, și anume buze. În perioada aceasta nu prea am folosit rujuri, nu prea am folosit glosuri, am folosit doar balsamuri de buze, pentru că iarna eu am buzele extrem de deshidratate, la modul de se irită, atât de deshidratate sunt. Și am două produse pe care le folosesc, este acest Oil Blossom Lip Mask de la Petit Fi, este chiar și acum, am pe buze, adică am creion de buze și această mască. Teoretic ar trebui să o aplici, nu știu, seara, înainte de culcare, nu știu cât se vede, dar bine, mai am mult produs și mă bucur că mai am mult produs pentru că îmi place mult, dar eu o folosesc tot timpul, de dimineață până seara, iau puțin pe unghie, pentru că am unghiile lungi, eu mi-aplic pe buze și aia e. Când nu folosesc acea mască care este mai lucioasă și dă
acest efect de gloss, dar de fapt nu este gloss. Și foarte multă lume când port acest produs mă întreabă cu ce gloss te-ai dat. Și nu e gloss, e pur și simplu că e cumva, are un oarecare ulei și pentru că este foarte hidratantă, dar nu se simte uleioasă, e foarte cremoasă și foarte hidratantă pe buze, are tendința să lucească. Când nu o folosesc pe aceea, folosesc The Body Shop Lip Butter cu cocos. Unul la mână e cu cocos și miroase foarte bine și este o plăcere să-l aplic. Doi la mână hidratează foarte bine, dar acesta este mai mat, adică nu este atât de lucios. Și când vreau să am un efect de gloss ca acum și automat fiind un efect de gloss ai și efectul acela de buze mai mari, folosesc Oil Blossom Lip Mask. Când pur și simplu vreau să-mi hidratez buzele, seara înainte de culcare îl folosesc pe acesta. Când sunt pur și simplu pe la birou, prin casă, îl folosesc pe acesta. Când ies afară, când filmez, la la la, sau în alte zile, folosesc masca aceasta. Bun, am filmat ceva. Acestea sunt toate produsele hidratante care sunt în rutina mea în perioada aceasta, cu ger, iarnă, păr uscat, mâini crăpate, corp uscat și așa mai departe. Sper că v-am dat idei de produse pe care să le încercați sau cumva v-am inspirat să încercați pe cât posibil să folosiți și voi produse mai hidratante în această perioadă. Evident, nu uitați să beți apă, să vă odihniți, să vă protejați cu haine corespunzătoare de frig, pentru că degeaba ne cremuim dacă nu avem grijă de noi și prin hidratare interioară și prin haine adecvate. Adică trebuie în această perioadă să ne protejăm din toate punctele de vedere, nu doar să ne dăm cu creme. Dacă aveți orice fel de întrebare despre unul dintre aceste produse, vă rog frumos să-mi scrieți. Oricum o să vă las listă cu produsele și unde puteți să le găsiți în căsuța de descrieri mai jos. Nu uitați să mă urmăriți dacă nu o faceți deja, să intrați și pe Instagram și pe TikTok și desigur ne revedem joi cu un nou clip. Pa, pa!